Mobilizare de forțe pentru sărbători în siguranță. Angajații MEAI au luat o serie de măsuri pentru un revelion fără incidente. Polițiști, jandarmi, pompieri și polițiști de frontieră, cu toții vor fi la datorie în număr mare în noaptea dintre ani. În perioada următoare, structurile Ministerului Afacerilor Interne vor acționa cu efective mărite, acolo unde vor avea loc evenimente culturale-artistice, cu participarea unui număr mare de persoane, fiind pregătiți să intervină în sprijinul cetățenilor județului Olt aflați într-o situație de risc sau situație de urgență. În perioada anului nou, zilnic, peste 230 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, dar și din cadrul altor structuri de poliție, vor acționa și vor desfășura activități specifice în sistem integrat împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică. Facem apel la cetățeni să nu cumpere articole pirotehnice puse în vânzare de persoane neautorizate și să apeleze numărul unic de urgență 112 dacă sunt martorii unor astfel de situații. Peste 100 de pompieri olteni sunt pregătiți să acționeze zilnic cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical de urgență și salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Când mulți cetățeni români aflați în afara granițelor țării se întorc acasă pentru a fi alături de familie, sens în care conducerea Serviciului Teritorial al Poliției Frontieră Olt a dispus măsuri suplimentare de adaptare atât a misiunilor cât și a resurselor umane și materiale la specificul fiecărei frontiere, astfel încât să se asigure un control eficient și operativ. Reprezentanții MEAI fac apel la oameni să nu participe la scandaluri, iar dacă sunt martorii unui astfel de eveniment, să sune imediat la 112. De asemenea, șoferii să nu urce la volan sub influența alcoolului. Mare grijă și la achiziționarea și folosirea obiectelor pirotehnice. Astfel de operațiuni fără drept sunt sancționate cu amenzi mari sau chiar cu pedeapsa cu închisoarea.